Bună dimineața din trafic, sau mai bine zis de la un ștau în trafic, cum ar spune neamțul. Noi însă suntem pe drumul european Craiova-Severin, mergem într-un loc mișto, la un om mișto, la unul dintre voi, la unul dintre urmăritori care îl cunosc aproape dintotdeauna de când am început activitatea asta și care mi-a devenit prieten. Mergem să facem o excursie într-o zi din asta toridă cu 35 de grade pe munte cu o mașină de... Nu ați crede că poate merge pe munte, sau mai bine zis pe un off-road în zona Mehedinți, Baia de Aramă, Ponoare, o zonă foarte frumoasă. Iar eu până acolo circul cu această mașină, un Audi A4 fabricat în 2002 cu celebrul motor AVF și 6 trepte de viteză, nu e și 4, și care mă uimește. I-am făcut plinul ieri, am făcut 137 de km de ieri până astăzi, acum sunt la vreo 60 de km, 70 de Craiova, deci e un consum mixt. Și acum la motorină nu s-a mișcat, poate o fi defect. Mă rog, ce ți-e și cu roablele astea? Ne vedem la Sabin acolo. O să vă arăt și TikTok-ul lui, pentru că Sabin e mare fan TikTok. Mie nu-mi place atât de mult TikTok-ul, dar o să vă las TikTok-ul lui să-l urmăriți, care are foarte multe chestii mișto despre zona în care el locuiește și așa mai departe. Să trăiți, îmi permiteți o clipă, se poate? Spuneți! Îmi cer scuze pentru deranj, dacă doriți, e vorba de un proiect umanitar. Nu-mi cereți bani, că nu am. Ok. Da. Vedem mai târziu. El este Sabin. Dar încă nu vă arătăm în ce mașină suntem. Îi ținem în suspans. Bă, cred că este cea mai potrivită mașină de off-road pentru România. Nu neapărat de off-road. Cred că mai mult așa, de overlanding, zic eu. Sau poate și de off-road dacă îi faci câteva modificări, cum ar fi o înălțare. Cred că are nevoie. Trebuie să ne arăți pe exterior când oprim în prima zonă frumoasă din traseul nostru și o inspectăm așa peste tot. Cât a costat mașina asta? Nu a fost un preț mai bun. Un preț bun. 3400 de euro. Deci două iPhone Pro Max până în nudelea de top. Și cred că e o mașină care... Eu am avut una din asta. E o mașină care poți face absolut tot ce vrei cu niște costuri foarte mici și de consum și de mentenanță și care merge neașteptat de bine. Da, îmi place pe asfalt, deci chiar e foarte rapid, am rămas surprins. Foarte, foarte multe mașini din astea, nu știu să dau acum un exemplu, chiar ieri eram în trafic cu o Skoda, nu știu, cred că era un 9, ceva de genul, și a intrat în depășire, am intrat și eu și s-a văzut că băiatul acela chiar a alergat-o, dar n-a avut nicio șansă, deci am trecut pe lângă el. Motorul ăsta de 1.9, 120 de cai. Primul indiciu. Oricum, e un motor care îl vedeți frecvent în ultimile episoade, că am avut parte de el pe două Opel-uri și acum pe un Fiat. Pentru că împreună cu Sabin suntem într-un Fiat Sedici sau Suzuki SX4, da. Motorul cu un motor italian și o asamblare în Ungaria, da. Dar cu o mașină care deja are 20 de ani de când a fost scoasă pe piață, te servește și te deservește perfect, pentru că este genul de mașină puțin înaltă, cu roțile puse în colțuri, lată și cu un motor puternic, adică ai cam tot ce trebuie ca să ai dinamism, stabilitate și, datorită gărzii la sol, adică un compromis până la urmă, ceva capacități de off-road. Nu mai vorbim de sistemul 4x4, dar care nu este un 4x4 de top sau care să exceleze, însă e acolo. Este Fiat 4x4. Gata. Nu, continuăm. Așa arată văzut-o prin ochii camerei. Este un exemplar însă într-o stare foarte, foarte, foarte bună. Și noul proprietar este un pasionat care acum, o păstrează. Eu pe Sabin l-am cunoscut cu 5 ani în urmă
la filmări, a venit la noi cu o mașină dedicată de off-road. Adică cu un Suzuki Jimny, pe care și acum regretă că a vândut-o. Da. Pe lângă Suzuki Jimny însă mai are niște Land Rover-uri, un Ford Ranger. Să zicem și Duster. Și Duster, da. Și în prezent mașina asta. Eu chiar vreau să văd cum merge, pe șosea știu cum merge. Singurul punct slab care l-am găsit eu erau frânele. Adică e mult mai puternică decât frânele, sistemul de frânare care îl are. Clar, sunt niște tamburi pe spate, greutate mai mare pe față, se va, o vei simți la viteze mari, pentru că 120 de cai pe o mașină de dimensiunile astea are un raport foarte bun de cal putere la roată pe kilogram. Și o transformă într-o mică rachetă. Și mie asta mi s-a părut punctul ei vulnerabil. Cumva la viteze mari nu stă atât de bine pe frânare, dar în rest top. Și nu vă mai spun de, uitați-vă cât loc este în ea. Și eu și Sabina am mâncat mai mult la viețile noastre. El mai are niște ani în urmă, în avans, dar mă, eu cum ești, ai slăbit ceva? A slăbit oricum. Foarte rău. Eu zic că e bine. Da. Gata, ne vedem mai încolo pe traseul nostru. Sabin, cum merge Fiat-ul pe virajele astea strânse pe aici? Domnul Mihai, eu sunt foarte încântat de el. Pe aici, prin zona asta, eram anul trecut cu Peugeot 407 coupé și mi-a trecut o căprioară, exact în virajul următor. Da, păi... mai sunt, mai coboară. Ma nu în virajul ăsta, în alt viraj. Cred că în perioada de toamnă. Bă, era tot în vară, așa, tot iunie-iulie era. Și era... bine, era măricică, nu era... puiuț. Apropo, știi că dacă și știți voi urmăritorii, nu știu, dacă lovești o căprioară, ești obligat să suni la 112 și să raportezi fapta și în niciun caz să nu iei căprioara dacă ai omorât. Pentru că sunt specie protejată și intră la un... pe lângă faptul că dacă îți lovești cu mașina, mașina va avea niște urme, se trebuie dovadă de reparație și așa mai departe. E bine tot să respectăm natura și legile astea de pentru care ne conduc viața până la urmă. Opa, ce mașină avem aici lângă? Ah, nu e căruță. Seamănă. Uite aici o mașină adevărată. Lada Niva. Ia uite, domnule, ce prinsă aici. O, bogăție, așa bogăție. Așa se face rachiul. Ce vreau să te întreb, știi cum, adică, bă, Rachiu, știu că faceți bun pe aici, dar benzină știți să faceți? Nu știu. E asta noi românii, dacă ne-am pricep, știi că era circulat material la pe Facebook, cum să faci benzină acasă, mă, dacă am știți să facem benzină, cum facem țuică și vin. Eram și aici. Cred că dacă
își pun mintea la contribuție. Nu, că făceau românii Sabin până acum, nu se poate. Îți trebuie sonde. Oricum văd că drumul ăsta care merge de la Târgu Jiu, Baia de Aramă, la Herculane, e un traseu foarte spectaculos în orice anotimp. Și văd că se păstrează foarte bine și este reabilitat. Da, ia să-mi zici tu, iarna cum stăm cu... Se înzăpezește pe aici? Da, dar echipele, nu știu dacă... Îl concurăță, nu? Da, îl fac în permanență. Eu îmi aminte să fi trecut vreodată pe aici și să am probleme. Mi se pare un traseu spectaculos în orice anotimp. Și primăvara, și vara, cum suntem noi acum, și toamna, barem, nu mai vorbim când natura schimbă culorile și se face galben, nuanțele alea de galben și de maro. Noi suntem acum în Godeanu. În Godeanu. Suntem. Dar chiar unde mergem așa? Poți să ne spui așa un pic în mare, mergem din traseul nostru. Momentan mergem pe asfalt, dar vom merge și pe forestier de adevăratelea. Mergem la Cernasat. Cernasat este un sat care aparține de primăria comunei Fadeș, dar este cel mai îndepărtat sat al ei, cum ar veni. E mai aproape, de exemplu, satul ăsta, Cernasat, e mai aproape de Baia de Aramă, e mai aproape de... Decât de Padeș. Da, dar așa e administrația. Există o rută mai scurtă de la Padeș către Cernasat, dar trebuie să ai o mașină mai serioasă. Păi ce, asta nu e serioasă? Eu când am avut-o pe mea nu s-a stricat niciodată, să știi. Nu mă refer. Și nu era echipată de nimic și am văzut și aia off-road-uri. Da. Eu zic că este o zonă frumoasă acolo în Parcul Național Domoglev. Este rezervația naturală. Mergem la Corcoaia, acolo unde este mita legendă a lui Hercules. Sau, cum îi spuneau pe vremea locuitorii, Iorgovan. Oricum, cum suntem într-o zonă a României foarte plină de legende, care încep de aici, de la voi, de la Ponoare, cu Podul Dumnezeu și merg în partea asta spre Herculane, cu legendele lui Hercule, cu Vidra, cu omorârea Vidrei, că practic aici a omorât-o, în zona asta. Da. Și continuă până la Orșova, până la Dunăre, la cazanele Dunării, toată treaba asta. Hai că avem ce face astăzi, oricum și prinde și o zi superbă. Și suntem la un pic de altitudine, dar ne va prinde căldura, să știi. Simt că e cald. Sunt doar 27 de grade afară, dar ne prinde căldura chiar și la altitudinea asta. Nenea asta cu cărnații mai e aici, cu mâncarea bună. Da, este. E un loc unde se mănâncă mișto aici și un prieten de-al lui domnul Robert Preda, nenea, deci al meu. O să trecem pe lângă și o să vă arătăm unde. Vârful lui Godeanu este locul unde se mănâncă niște cărnați extraordinari. Dacă poți să dai cu zoom să le arătăm cărnații acolo pe sârmă. Oricum nu sunt, vedeți și fumul ăsta care iese. Recomandăm. Aici vine domnul Preda, îl găsiți câteodată în weekenduri. Bine. O, ce e aici? Ce e aici? O familie cu un Renault cu capota ridicată. Bă, ce clip perfect. Cred că li s-au încălzit de la serpentinele astea, de la pențele astea. Uite aici mașina italiană, că lumea zice, doamne, mașina italiană, uitați unde stă apa la ea. Și e cald afară, și merge consum, și clima. Și consumă pe curbele astea? Consum nu mai contează. Dar este al doilea produs Renault care îl găsesc cu capota ridicată pe niște serpentine din astea numai anul ăsta. Și e cu 10 ani, cred că mai nou. Nu mai contează asta. Spectaculos traseul ăsta pe aici și verdele ăsta de început de vară e cea mai mișto perioadă din anul ăsta de călătorit, iunie, când încă nu arde așa de mult soarele și n-a ars încă vegetația, e verdele ăsta puternic. Îmi place mult și eu vin pe traseul ăsta, o dată de două ori pe an îl fac așa, l-am făcut cu Peugeot, nu știu, cred că l-am făcut și cu Renault, nu cred, nu mai știu. Acum Peugeot 47 cu cupeul chiar mi-a plăcut să-l fac și l-am prins tot în perioada din asta. De ce nu l-ai făcut și cu Renault de la cupeul de la Renault? Păi nu știu, cred că se zic că a fost sau n-a. Pa, parcă am fost și cu Renault în iarnă. Am fost cu Renault. Nu mai știu că la dracu. Am filmat atâtea chestii de le-am pierdut rândul așa și numărul. Data viitoare vii cu Touareg-ul și mergem sus la Herba.
Da, mergem, mergem. Și eu cu cealaltă mașină? Cu Ford-ul, Ranger. Da. Ce facem aici? Ne schimbăm traseul, părăsim asfaltul? Dacă mergem în față, mergem spre Băile Herculane. La kilometru 27, cum venim de la Baia de Aramă. Ia uite că ne arată indicatorul. Cer nasat. Ba, da, pe aici la dreapta, adică. Da. Ia să ne întoarcem Fiat-ul ăsta în... Păi, ia uite, vezi ce înseamnă mașina italiană făcută pentru străzi înguste. Da. Pac. Și acum o să avem 13 km de drum din ăsta forestier, plin cu gropi. Umblăm pe la presiune, în pneuri, pe la deștea, ne detrecem la profesioniști sau... Vedem cum se comportă și dacă o să avem nevoie. O să... Da. Asta-i de bătaie. Și revenim să le arătăm câteva cadre frumoase. Astea să coboară, adică unde știi tu că o să oprim, să ne dăm jos, să vedem, să ne uităm și la mașină. Ia uite Toyota aici, bun, mașina adevărată. Da. Cum ți se pare că merge pe denivelările astea așa? Știi? Sunt roțile umflate de stradă. E rigidă? Dar merge, merge bine. Avem 30-40 pe oră. Vine un asfalt din asta semi plombat cu... Sincer, sunt surprins că nu scutură și are 2.4, 2.5. 2.4? O, bă, nu e presit. Așa... Știu că așa scrie, dar... Trebuie lăsate mai jos. Ne gândim mai pe traseu, mai încolo. Pentru 2.4, eu zic că chiar e mai... Spectaculos pe aici, spectaculos, Sabin. Să vadă urmăritorii tăi. Ai tăi. Și, apropo... Cum ai TikTok-ul? Cum te găsesc băieții pe TikTok? Murega Sabin, Murega Sabin, mă găsesc pe TikTok. Sau Sabin Sax. Sax, pentru că așa am la mașini, la toate mașinile SAX. Pe canalul meu de YouTube, care este la început, dar... Mulți abonați, mulți abonați! Poate o să, nu știu, să am și eu timp să mă ocup și eu de canal. Bă, eu îți spun o chestie și vă spun tuturor care vreți să vă apucați de chestia asta. Succesul vine, ca în orice domeniu, prin seriozitate și perseverență. Poți face să ai odată noroc să faci un clip care să bubuie, dar va trece. Va trebui să vii cu altul, cu altul și cu altul. Și ca în orice domeniu, consecvența și seriozitatea bat, cum să zicem, gloria sau bat talentul. Da. Dar e, dacă vrei să faci performanță și să... Nu știu dacă ți-ai spus corect, să ajungi să trăiești din asta, trebuie să o transformi într-un job. Eu, știi? Domnul Mihai, sunt... Nu mai vorbi cu mine cu domnul Mihai, că mă simt bătrân și așa. Ok, sunt. Mihai, eu sunt pasionat de natură, de țara asta frumoasă și de plimbări. Ca și mine, de altfel. Am zis să... De asta ne-am și împrietenit, ne plac și mașinile. Bine, ție îți plac mai mult, mie nu. Am zis să îmbin utilul ăsta cu plăcutul și să și filmez pe unde merg. Și da, este adevărat, îmi plac mașinile foarte mult și, după cum ai observat, le îngrijez de la partea tehnică. Asta se vede, pentru că Fiat-ul ăsta n-are un fir de praf. Da, și așa e tot timpul, nu doar acum. Știu că tot timpul, de când ai venit cu prima mașină la filmări, am văzut, bă, cum o ține băiatul și era o mașină de teren. Da. Adică... Pentru că eu, dacă plec cu mașina murdară, la traseul ăsta atât de frumos, nu mă simt bine. Zic, băi, ce caută mașina asta în frumusețea asta de natură? Adică trebuie să fie și mașina curată, nu știu. Corect. Mă simt mult mai liniștit la drum dacă am și mașina curată și știu că merge bine din toate punctele de vedere. Sabin, văd că mașina asta vrea și viteză chiar pe aici, de 40-50 pe un drum din asta. Pentru o mașină italiană, ungurească, japoneză. 60 la oră pe drumul ăsta forestier. Nu e chiar forestier, că l-au mai plombat așa, dar e un drum de pământ până la urmă. Da. Se aud pietrele. Dar în rest, și în continuare suntem cu 2 cu 4 roți, ceea ce nu e ok pentru o mașină de gabaritul ăsta și drumul pe care mergem. Aici, dacă le lași sub 2, plutești. Și vreau să ne arăt că, uite, dacă suntem în dreapta a doua și avem o turație, nu avem o turație mai, chiar... 1000, sub 2000 de ture. Sub 2000, dacă accelerăm în dreapta a doua, se rupe aderența. Ia. M-am văzut, știu. Mie mi-a plăcut genul ăsta de mașină, iar motorizarea asta a italienilor chiar se potrivește pe atât de multe mașini. Și acum, dacă o punem în loc, în
auto. Mă prind un pic și spatele. Tot 2000 de turații, dacă accelera. Nu mai rupe. A zburat Samsung. Nu mai rupe aderența. E, domnul Sabin, e momentul să ne uităm puțin așa de jur împrejurul Fiatului. Îmi plac roțile, anvelope de iarnă, nouă ateuri. 205, 60, 15, 16. Umblăm la presiune, ce zici? Eu le-aș mai cobor un pic să avem mai mult confort, să putem merge puțin mai tare. Știi că e regula aia de 10 secunde, nu merg până la 10, da. Și scade o... adică într-o 100 de numărat ai pierdut o atmosferă. Am mai făcut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cred că să le lăsăm doar pe spate? Nu, lasă-le și pe spate, că ne ajută mult. Ne ajută la confort. Și protejează suspensia. Îmi plac jantele astea, sunt ies în afară, exact ce spuneai tu. Jantele sunt cu ET20 și cele de fabrica ale ei era cu un ET50. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bă, îmi place locul ăsta, dar are vreo denumire balta asta, ceva, sau e doar o ap... Dar seacă vreodată? Nu. Nu seacă, nu? N-am văzut-o niciodată fără apă. Am înțeles. Fă și celelalte două roți până mai fac eu niște poze și ne continuăm călătoria. Aici suntem în localitatea care se numește Cerna Sat. Cel mai îndepărtat sat din Gorj. Ce e aici, la acest mic lac? Aici este un complex destinat turiștilor, dar nu știu dacă mai este... Ce bine arată! Da, dacă e funcțional? Da, nu știu dacă nu mai este funcțional. Mai bine să puteau cazea aici. Era mai rău înainte. Nu știu și eu că am fost și o dată. Am fost prin 2020 și era rău. Acum, asta e. Dar neașteptat de bine merge mașina ta. Iar cu cât noi am desumflat roțile, dar nu le-am desumflat cu mult. Dacă le lăsam mai mult, deci păreau toate zgomotele ăștia de... Da. Pentru prețul care l-are mașina asta. Vrei să o vinzi? Pentru vârsta ei? Vrei să o vinzi sau nu? Nu știu ce să zic. Îmi place ideea. E o mașină potrivită. Pot merge cu ea pe asfalt. Pot merge uite pe drumul din astea forestiere. Îmi spui dacă vrei să o vinzi. Da. Promovă, mă anunță. Dacă urmăritorii care văd acest clip le place de ea și li se pare interesantă, poți scrie acolo în comentarii. Dacă găsim un preț bun, un preț corect, în primul rând, poate. Momentan, nu sunt putere să o... Oricum, aici, în zona asta, sunt multe trasee și de drumeție pe picioare. Da.
Da, undeva în dreapta, am trecut noi, putem ajunge în sus, în munte, în vârful ăsta. Da, nu este foarte departe. Și acum aici, în dreapta, avem corcoaie, cheile corcoaie. Aici este o legendă întreagă la locul ăsta și chiar te invit să mergem să le arătăm și urmăritorilor locul acesta. Haide! Puțină mișcare pe jos. Hai să mergem la cheile corcoaie. Aici. Deci poți să vii să campezi, loc de campare. Traseu marcat. Aici legenda spune că a fost lupta dintre Hercule și... Aici a început. Aici s-au înjurat. Nu. A început în Retezat, spune legenda, acolo de aia și denumirea de la muntele Retezat. Nu știu prea bine legenda asta aici, lui... Aici... Știu de existența ei, dar nu știu să-ți o... Nici eu nu știu mare lucru despre ea. I-a tăiat unul dintre capetele balaurului sau vidru. Da. Și în stânc acolo undeva s-a imprimat copita calului, spune legenda, și urma ta. Se poate merge mult? Cât se poate merge așa pe... În jur de 200 de metri. În jur de 200 de metri până în capăt acolo. Am înțeles. Vrei să mergem? Sau? Dacă vrei să urcăm acolo sus să se vadă urma imprimată. Hai să urcăm, haide. Haide, domnul Sabin, să vedem. Ne descurcăm pe aici, pe traseul ăsta. Apropo, să le spunem urmăritorilor noștri că suntem într-o zonă unde se găsesc vipere. Nu? Da. Toată zona asta, județul Mehedin și Caraș. Zona de munte. Dacă nu mă înșelă, este o, așa spune legenda, că ar fi copita calului cu urma imprimată. Da, oricum, locul arată spectaculos. Deci, domnul Sabin, nu continuăm prea mult, pentru că văd că e umezeală pe jos. Ne întoarcem la fiatul nostru. O să venim data viitoare să fim mai pregătiți. Hai că tu ești totuși pregătit pentru genul ăsta de traseu. Eu sunt într-un fel de BMW. Aici sunt vipere și trebuie să fim atenți. Dar oricum e un loc extraordinar de frumos, să știi. Da, este în rezervația naturală în Parcul Național Domoglet. Hai înapoi la mașina noastră. Hai să mergem. Să părăsim traseul ăsta al nostru puțin și să mergem spre un loc foarte mișto. Eu l-am văzut în 2020 atunci aici. Aici s-a, a fost dinamitat în munte. O bucată s-a exploatat sau nu, sau nu mai știu exact pentru ce s-a folosit. S-a folosit. Ce s-a scos de aici? Pentru a forma barajul. Exact. Dar e un loc spectaculos. Cred că la întoarcere merg în spatele tău, merg pe jos. Să luăm niște cadre și exterioare, așa cum flambează micul Fiat pe bucățica asta de off-road. Cea mai spectaculoasă prezentare aici, da, aici. Parchează aici frumos și hai să ne dăm jos să vedem despre ce e vorba. Stai, un pic să-l facem de-a lat. Să-i facem cu spatele, mă, mamă. Nu, să-i facem poza, știi, de în față.
Da. E, altă viață. Alte împrejurimi. Un pic de liniște. Mai multă. Domnul Mihai, îți place unde te-am adus? Domnule, am mai fost, și dar chiar îmi place. Îmi place. Ai fost, dar nu cu... Da, nu cu micul... Putem să-i spunem micul gigant? Nu, că micul gigant era Matizul. Nu știu, da. Trebuie să-i găsim o denumire așa, o... Ceva, nu știu. Ia să te gândești, să-i dai un nume. Foarte frumos locul ăsta aici. Foarte, foarte frumos, de adevăratele. Cred că pe drumul celălalt se coboară la lac. Da, pe drumul acela. Pe drumul ăsta de aici. Domnul Sabin, că eu o iau pe jos pe aici, să te aștept mai în față, să vedem cum flambează, cum flexează suspensia Fiatului pe bucățica asta de pietre. Da, nu e o bucată rea. Mai nimic. Mai nimic, n-a simțit. Ne apropiem de baraj. Arată spectaculos așa de la bază. Și mă tare că ai știi drumurile pe aici, o să ne duci pe el chiar, nu? Da. Să... E un pic de mers pe conturul ăsta. Dacă mergem tot în față, adică dacă facem acest contur, ajungem la izvoarele Cernic. Unde izvorește râul Cernic. Înțeles. Vă, de pe unde mă duci pe aici? Filmăm puțin pe aici, pe baraj. Le filmăm împrejurimile. Scăldată interzis. Mă mir că nu s-au găsit, că, sau probabil că s-au găsit, de-aia au și pus chestia asta pe aici. Nu prea-i recomanda să-mi sari de aici în el. Am uitat prosopul, că dacă aveam prosopul eu mă băgam. Da, da. Spectaculoasă zona. Chiar că frumos. Este imens. Barajul ăsta din fața lui are peste 100 de metri înălțime și are 124 de milioane de metri cubi. Oho! Da, pe o suprafață de 292 de hectare. 292 de hectare. Ceva spectaculos. Suntem la sfârșitul lui iunie și pe creste, în zonele dinspre nord. Încă se vede un pic de zăpadă.
era că am zis că dacă facem conturul ăsta care are vreo 34-37 de kilometri, ajungem fix la izvoarele Cernic, de unde izvorește, de unde s-a creat barajul. Că barajul ăsta... Da, practic acumulează tot cursul apei. Da. Nu îl facem, că uite, mai și picură. Și ar însemna să... Să stăm toată, să petrecem până să ne prindă seara pe aici. Sabin, vremea n-a prea ținut cu noi. A început să plouă. Și ne întoarcem. Dar micul Fiat este surprinzător. Că ți-a plăcut și... Deci, de mult l-am văzut la o mașină, parbrizul a aburit, că nu-i merge sistemul de climatizare. Cifrele de consum văd că au rămas aceleași. Acum s-a mișcat puțin. Iar ea e... Tu ai mai abuzat de ea un pic pe ruta asta pe aici. Într-adevăr, nu e cea mai... nu e cel mai bun drum, dar nu e nici cel mai prost. Suntem înapoi la asfalt. Fără nici cea mai mică 25 de kilometri. Nici cea mai mică problemă. Mașina care cred eu că ai făcut cea mai bună afacere, chiar dacă vrei să o păstrezi sau dacă vrei să o vinzi, pentru că pentru valoarea care o are, oferă enorm de mult. Spațiu interior. Garda asta la sol ușor înălțată te ajută mult. Dacă îi pui alte roți și kitul ăla de înălțare de care povesteam, chiar o faci un veritabil mini off-roader. Da. Și pentru caroseria asta, motorul ăsta de 120 de cai, chiar e foarte... își face treaba foarte bine. Da, da. Ce să mai... Este un plus pentru ea, acest motor. Ne vedem în noi și noi episoade. Da. Mersi de plimbare. S-a aruncat un ochi și la TikTok-ul lui și la canalul de YouTube. Sabin Sachs.